Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Viața Gorjului. Ne notăm atenția în această seară, așa cum vedeți și pe titlul nostru de emisiune, Administrație Locală, asupra acestei probleme legate de administrația locală, dar nu de certurile dintre veșnicii consilieri și veșnicii primari, cu ghilimele de rigoare, despre alte probleme de cancan care țin ordinea zilei la alte televiziuni, să spunem, ci vom vorbi puțin și din punct de vedere teoretic și din punct de vedere al istoriei, pentru că avem plăcerea să revină în studio domnul Adelin Ungureanu, consilier local la Novaș, dar în același timp și doctor în drept și un colaborator, să spunem așa, destul de strâns al săptămânalului Vertical. Bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Îmi face mare plăcere să mă reîntorc în studioul dumneavoastră și acum și de acum înainte, de câte ori veți considera acest lucru, voi veni cu plăcere. În privința administrației avem în față un domeniu vast, un domeniu în care numărul actelor emise este extrem de mare, tocmai de aceea și normativismul juridic pe această temă este foarte, foarte interpretat. Așadar, de administrație, de sănătate și de școală, orice om, orice român are nevoie mai devreme, mai târziu sau chiar pe tot timpul vieții. Și din nefericire, foarte mulți care nu au legătură cu domeniile respective își dau cu părerea, spun diverse lucruri. Ba, din contră, apropo, avem o carte pe care vă prezentăm astăzi, Administrația Novacilor Primari, o carte pe care o avem și o putem arăta la acest moment la cameră, dar vreau să vă spun că aici e vorba de un specialist care vorbește despre administrația locală, e adevărat, e vorba de cea de la Novaci, însă de foarte multe ori nespecialiștii și în istorie, dar și în administrație, vin cu diverse cărți, diverse lucrări pe acest domeniu. Vom mai vorbi despre asta. Ca o primă întrebare a acestei emisiuni ar fi, din ce moment putem vorbi de administrație locală în Gorj în sensul modern? În sensul modern avem ca reper perioada în care țara a fost condusă de ultimul domnitor, de către Alexandru Iancuza, perioada celor 7 ani, 1859-1866, și la Novaci, în aceeași perioadă, se pun bazele organizării moderne a localității. În sensul că în martie 1864 este emisă legea organizării comunelor, apar pentru prima dată comunele în România, rurale și urbane. Novaciul este categorisit la acea dată ca și comună rurală și este structurat din punct de vedere administrativ prin unirea a trei sate. Hirișești, satul situat înspre Crazna, Novaciul, satul din centru, și Novaci străini, ungureni sau fosta slobozie Novaci, așa cum li s-au spus, locurilor de pe stânga Gilortului, acolo unde ciobanii în mare parte proveniți din mărginimea Sibiului, de la Jina, Poiana Sibiului, Tiliș, Carod, până jos la Săliște, începând cu precădere după răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan, au trecut munții în număr tot mai mare și s-au așezat pe aceste locuri în stânga Gilortului, formând așadar satul Novaci străini, astăzi partea a orașului Novaci. Deci cu 1864-1865 vorbim despre comuna Novaci și totodată despre funcția de primar al Novaciului și al altor localități, evident. Până atunci, fiecare sat având o administrație formată din câțiva deputați sau aleși locali, atât satul Hirișești, cât și satul Novaci, cât și Pociovaleștea, ce a intrat mai târziu în structura Novaciului, aveau propriile structuri administrative. Da, vorbim de secolul XIX, când de fapt avem și la Târgu Jiu și la Novaci și în alte părți ale județului și o, să spunem așa, o sistematizare a localităților care încep să arate ca niște localități. Până atunci, cum spuneați, era vorba doar de niște sate aruncate pe niște dealuri de foarte multe ori, ca să vorbim de cum arată așezările. Vorbeam mai devreme despre cartea Administrația Novacilor Primarii, pe care ați lansat-o împreună cu Manuela Ungureanu, soția. Da. E o carte care vorbește despre toți primarii
vorbește despre cei ce au condus Novaciu cu precădere din funcția de primar. Au fost adăugați acolo unde am găsit date ajutorii de primari sau viceprimarii și înaintea implementării în legislația de profil din România a funcției de primar, am identificat câțiva aleși locali, câțiva deputați, înainte așadar de 1864, un vătav de plai, bătrânul Ursache, cel care are o cruce ridicată mai sus un pic de mănăstirea Polovraci, pentru că plaiul se întindea dinspre Racovița de azi până prin satul Lăzărești de lângă Sadu, plaiul Novaci cu centrul la Novaci, și am considerat eu cel mai vechi lider care are tangență cu munții, cu locurile novăcenilor, e vorba de voievodul Litovoi, anterior atestării documentare a novacilor, dar plasat de către cercetorii istorici ca având un sediu administrativ în zona submontană din partea Hirișeștiului și a Novaciului. Bine, în privința lui Litovoi există diverse teorii, nu s-a localizat nici în ziua de astăzi exact celebra țară Litua, deși se presupune că e pe teritoriu sau a fost pe teritoriul Gorjului. Cu siguranță a prins, da, din zona Gorjului. A prins din zona Gorjului, Hunedoara și poate prin alte județe vecine. Și vorbim practic de cel mai vechi voievod cunoscut al unei țări românești. Lansarea acestei cărți care s-a produs în luna mai nu s-a făcut deloc întâmplător. A avut loc la Liceul Teoretic Novaci, un liceu pe care l-ați absolvit, cu prilejul unui prestigios concurs de istorie. A ajuns la ediția 9, a fost la majoritatea edițiilor, dacă nu la toate. Da. Concursul Național de Istorie Dumitru Micu Popescu. N-am să vă las să ne spuneți mai multe despre acest concurs și povestea lui ca și a profesorului pe care l-ați avut. Unul dintre profesorii dumneavoastră a fost Dumitru Micu Popescu, regretatul Dumitru Micu Popescu, pentru că noi am reușit și avem în exclusivitate pentru telespectatorii noștri un interviu cu Rodica Popescu, soția marelui dispărut și, da, și profesoara pe care ați avut-o în anii de liceu. O să rog colegii din regie să dea drumul la acest interviu realizat cu ceva timp în urmă. Da, profesor, ar fi mai întâi de discutat despre acest concurs care se desfășura de 9 ani și pe care dumneavoastră cu eforturi îl sponsorizați. De fapt, sunt unele din cele mai mari premii din țară la concursurile școlare. Am considerat de cuvință împreună cu copiii mei ca să cinstim într-un fel memoria tatălui și soțului meu, Dumitru Micu Popescu, pentru a păstra o perioadă de timp în memoria Novaciului, în memoria celor care l-au cunoscut în Gorj, să dăinuie o perioadă de timp memoria acestui om care s-a stins înainte de termen din viață. Cu siguranță. Deja de 9 ani, foarte mulți copii care au venit la Novaci în acest concurs, foarte mulți profesori, prin presă s-a auzit, dacă nu știau de numele Dumitru Micu Popescu, cu siguranță l-au aflat. Chiar postul de televiziune a difuzat acel documentar care se dă la începutul concursului. Dar pentru telespectatorii noștri, haideți să vorbim de personalitatea lui Dumitru Micu Popescu pentru cei care îl cunosc mai puțin. Dumitru Micu Popescu, soțul meu, fostul meu soț, s-a născut în satul Cernădia, din județul Gorj, dintr-o familie de țărani, cu o situație materială mijlocie, și a făcut școala primară în satul natal de la Cernădia, după aceea a făcut gimnaziu unic la Novaci și apoi a urmat cursurile liceului financiar, economic actual, din Târgu Jiu. După aceea a mers la Facultatea de Istorie Filologie de la Cluj, pe care a terminat-o în anul 1960. În urma absolvirii facultății a fost repartizat ca profesor la Liceul Novaci, Liceul Teoretic Novaci, atunci se numea Școala Medie Novaci, și și-a desfășurat activitatea până în anul 2000, când a ieșit la pensie. De fapt,
în decembrie 99 și a ieșit la pensie, a avut o perioadă de activitate intelectuală, deci și-a continuat activitatea intelectuală care s-a materializat prin scriere, prin articole la ziarul Gorjanu, prin adunase material să întocmească un roman, să zic așa, pentru tatăl său, care fusese 16 ani în Statele Unite, în America, și pe baza acestui material vrea să întocmească un roman, să ilustreze tot ceea ce știa despre părintele lui. Să înțelegem că și vizita pe care a făcut-o în Statele Unite s-a dat, pe lângă faptul că a mers la copii, dorea să se documenteze și în această exact direcție? Exact, același lucru s-a întâmplat în 60, în 90, în 2004, pardon. În 2004 a mers la copii în Statele Unite și acolo a adunat foarte mult material documentar pentru această carte, care până la urmă a fost terminată de ginerile meu, Cezar Giosan, intitulată Americanul. O carte publicată deja. Publicată deja, este și în limba engleză se găsește și în limba română se găsește pe internet. Aș vrea să vă întreb, pentru că un om rămâne prin ce a făcut, de la o casă și carieră, dar și prin copii. Ați amintit deja de fiică automat prin ginere, însă știm deja că fiul dumneavoastră este în topul celor mai buni matematicieni din lume. Ne puteți spune mai multe amănunte? Da, într-adevăr, este unul din marii matematicieni ai lumii. Totul se datorează muncii pe care a depus-o. A terminat facultatea de matematică la București în anul 1990. A terminat. După aceea a făcut post-liceală, cum e acum master sau cam așa ceva. Post-universitar. Post-universitar, da. Și în anul 1991 a primit o bursă în Statele Unite, unde și-a făcut doctoratul în Ohio, timp de 5 ani. După aceea a fost un an în cercetare la Berkeley, în California, și s-a întors la Universitatea din Austin, Statele Unite. După 3 ani de... după doctorat, deci după ce a terminat doctoratul, a fost la Baltimore profesor universitar asociat și după aceea s-a mutat în California, la San Diego, profesor universitar full. Și activitatea lui se desfășoară în general în cercetare. Are și ore la facultate de 3 ori pe săptămână și totul este muncă. Da, să spunem că la una dintre ediții a reușit să participe și dânsul. Nu am rostit numele, deci Cristian Popescu. Cristian Popescu, da. Pentru cei care nu știau acest lucru. Și spuneam, deci dânsul de fapt, domnul profesor Dumitru Nicu Popescu, era foarte mândru de ambii. Ambii copii. De ambii copii, da. Și poate era puțin și regretul, chiar pe acel film pe care îl dăm la început, era puțin regretul că s-au stabilit departe de țară și dânsul era, deci și departe de dânsul și de dumneavoastră până la urmă. Da, a fost reținerea asta ca orice părinte să ai copilul aproape de tine, dar ideea soțului meu, poate mai puțin a mea, unde să simt bine și unde știu că se pot realiza, să rămân acolo. Vorbind din nou de viața de școală pe care ați desfășurat-o și dumneavoastră ca profesor și domnia sa ca profesor, ce a însemnat anii aceștia de carieră didactică a ambilor soți de data aceasta pentru novaci? Ce ați trăit în aceste decenii de activitate didactică? În primul rând că am fost doi dascăli modești.
modești și material și în comportarea noastră, în ținuta noastră. Am ținut neapărat să nu ieșim din tipicul. Poate că uneori n-a fost bine. Deci viața noastră a fost axată pe muncă și muncă cinstită. În casă a fost întotdeauna o atmosferă de studiu. Și acest model l-au împrumutat și copiii noștri. Am observat la ei în tot timpul seriozitate în tot ceea ce făceau. Niciodată n-au fost răsplătiți pentru succesul care l-au avut. Am considerat de cuvință că așa trebuie să fie, pentru că se fac unele greșeli în zilele noastre din partea părinților, să răsplătească material rezultatele copiilor în ideea că i-ar încuraja să muncească. Noi am considerat că totul trebuie să fie rațional. Să se pornească de la ideea că totul se face prin muncă, prin muncă cinstită. Da, o pildă interesantă și cred că de aplicat în ziua de astăzi e foarte, foarte mult. Dar, să spunem așa, după o viață dedicată și de dumneavoastră și de dânsul învățământului, să spunem, ce alte sfaturi le-ați mai dat, mai ales profesorilor tineri, pentru că se vorbește și de o criză, pe lângă faptul că copiii vin în școală și pleacă din școală mai slab pregătiți decât o făceau generația de acum câteva decenii, se mai spune că nici, și există destule dovezi, că nici generațiile de profesori nu mai sunt aceiași modești și dedicați școlii cum erau în urmă cu câteva decenii. Dumneavoastră, cum vedeți această problemă? Eu consider că e o greșeală în sistemul acesta de învățământ și poate chiar în viața socială. Ne bazăm pe cuvântul ăsta libertate. Cuvântul ăsta libertate a fost, a zice eu, terfelit după Revoluție. În sensul că avem dreptul să vorbim orice, avem dreptul să ne manifestăm orice, oricum, dar nu gândim care sunt consecințele acestei libertăți. Și mă întorc acum la sistemul de învățământ. N-aș propaga ideea distanței dintre elev și profesor, dar nici să ajungem să ne tragem de șireturi, iar nu merge. Pentru că elevul nu mai vede, nu mai are încredere în profesor. Zice, păi ăsta admite orice fac eu, e bine, binevenit. Cred că ar fi totuși să se introducă, să se introducă ca impusă. Comportarea profesorului în fața clasei trebuie să-l facă pe elev să înțeleagă că există o distanță între elev și profesor. Și distanța aceasta să nu fie înțeleasă ca o barieră. Dar să ajute distanța asta să-l facă pe elev mai respectos, dacă zic bine. Să-l facă pe elev să înțeleagă că a ajunge cum este cel din fața lui, trebuie să muncească. Trebuie să mai muncească. Da, ori poate acest lucru l-am uitat în România după 1989, acela de a munci cu adevărat, cu adevărat. De a dedica da. Unei cariere, indiferent dacă este în învățământ sau în altă parte. Da. Sunteți, aveți meritul că duceți de 9 ani, dumneavoastră, familia Popescu, duceți acest concurs de istorie care strânge la Novaci în fiecare an mai mult sau mai puține echipaje, dar oricum destul de mulți concurenți în general. Au trecut în total în cele 9 ediții, dacă am calculat bine, peste 220 de concurenți au fost aici. Și a mai fost și simpozioane, dar mă refer la concurs. Ce aveți de gând cu acest concurs, mai ales că înțelegerea inițială a fost ca 10 ani să meargă acest concurs? Ce gânduri vă animă legat de el? Atât timp cât eu mai trăiesc, copiii mei cred că vor continua acest concurs. După aceea, ei fiind foarte departe, nu cred că s-ar mai putea ocupa cineva de el. La anul se împlinesc 10 ani, să zicem că ar fi o inaugurare a celor
10 ani care s-au scurs. Am făcut această paranteză și pentru că suntem în cabinetul de istorie de aici, cabinet pe care tot prin efortul familiei noastre l-ați modernizat. Telespectatorii o să vadă aceste imagini de aici, cum arată un cabinet, cu un efort destul de mare. Ați făcut aceasta tot până la urmă dânsul era profesorul de istorie. Dânsul n-a avut când era, să zicem, ca profesor, n-a avut cabinetul așa de aranjat ca acum. Mai aveți de gând și alte lucruri în acest sens? Pentru că, până la urmă, chiar dacă ați ieșit la pensie, iată, slujiți liceul Novaci în continuare de foarte mult timp. Să știți că deodată n-am gândit la ce vom face în viitor, însă ce va fi posibil dacă copiii mei vor continua să-l păstreze, să-i păstreze imaginea în memorie, cred că vor continua să mai facă ceva. Tot pe lângă școala asta. Sunteți și dumneavoastră după o carieră didactică prodigioasă. Ce ne puteți spune acum, vorbind despre profesorul Rodica Popescu? Am activat ca profesoară timp de 40 de ani la Liceul Novaci, la Școala Generală din Novaci. De fapt, debutul a fost la Baia de Fier, Școala Baia de Fier, un an de zile. 3 ani am fost profesoară la Pocioviște și apoi am fost transferată la Liceul din Novaci, Școala Medie, pe vremea aceea. Și am funcționat la cele două școli, Liceul Novaci și Școala Generală, în completare de catedră. Consider că ca dascăl mi-am făcut datoria așa cum trebuie, încât acum, întâlnindu-mă cu diferiți elevi din generațiile pe care le-am slujit, să-mi mulțumească, să-mi aducă laude. Și nu știu dacă numai mulțumirea unora este, dar faptul că am foști absolvenți care au urmat biologia, sunt profesori de biologie sau care au urmat medicina sau asistenții medicali, e o dovadă că le-am creat plăcere, gustul pentru biologie. Din această carieră de 40 de ani, dacă ar fi să faceți așa un calcul, câte sute sau câte zeci de mii poate, sau în orice caz câteva mii cu siguranță, da, de elevi au trecut prin mână și toți din zona Novaci. Pentru că iată și aici unul din lucrurile bune, poate înainte se făcea un efort și să ajungi din zona respectivă, adică să te dedici zonei. Acum avem profesori și în Gorj și în țară care fac navete de 60 de kilometri pe zi, poate, sau sunt în două școli, dar aflate la un capă și celălalt al județului. Dumneavoastră ați fost aici în zona Novaci, v-ați dedicat Novaciul și te aveți mândria de a vă întâlni și cu acești elevi după atâția și atâția ani. Eu cred că sistemul ăsta de a face naveta îngreunează un pic învățământul. Pentru că să faci o navetă de 40 de kilometri de aici la Târgu Jiu, vin dimineața la școală, deja obosiți profesorii. Nu mai spun că grăbesc după aceea să piardă autobuzul, orele le scurtează și se reflectă negativ asupra învățământului. Faptul că am locuit în Novaci și chiar aproape de liceu, eu și majoritatea celor care am format nucleul acestui liceu, cum a fost Sabin Popescu, cum a fost Dumitru Melencu, cum a fost Stelian Pociump, Dumitru Micu Popescu, Rodica Popescu, Podeanu, familia Dinescu, au ajutat la ridicarea învățământului novăcean. Da, a fost interviu cu doamna profesoară Rodica Popescu, realizat la Novaci cu prilejul concursului național Dumitru Micu Popescu, ediția a noua. Trebuie spus că atât Rodica Popescu cât și Dumitru Micu Popescu au fost
profesorii domnului Adelin Ungureanu și acea enumerare de care vorbea doamna profesoară îi cuprindea și pe cei doi și multe alte nume mari ale învățământului novăcean. Emoționante cuvintele doamnei profesoare, așa este, au fost profesorii mei, am fost elevul dânșilor, atât al domnului profesor Micu Popescu, cel în memoria căruia se organizează concursul de istorie anual la Novaci, cât și al doamnei profesoare Rodica Popescu. Chiar mai mulți ani am învățat de la doamna profesoară, pentru că mi-a fost cadru didactic atât în anii de gimnaziu, cât și într-un an din liceu. Și știți cum e, anii trec, bine măcar că reușim să ne amintim. După mult timp, iată, sunt 10 ani de când domnul profesor Micu Popescu nu mai este printre noi, dar spre lauda familiei, spre lauda copiilor dumnealui, reușesc să permanentizeze un concurs pe teme istorice la Novaci, cu premii în bani, cu premii substanțiale. În fiecare an au trimis câte $1,000 bani distribuiți celor ce au fost premiați. Poate că un interes mai mare din partea elevilor gorjeni ar fi și mai binevenit, pentru că și eu am fost elev și toți trecem prin școală, nu prea aveam ocazia să mergem la competiții în care premiile erau și în bani. Și mă refer la concursuri la nivel local. Foarte bine că fac acest lucru, îi felicit în mod personal și fie ca imaginea domnului profesor însoțită de acest concurs să fie veșnică. Da, trebuie să mai spunem un lucru, e vorba de luna mai, o lună extrem de complicată în lumea școlii, cu foarte multe acțiuni de toate tipurile, iar la vremea când se realiza acest concurs, în acest an mai era și campanie electorală, ca să fie, să spun, cumulul de factori negativi în acest sens. Ne întoarcem la subiectul administrație locală, pentru că inclusiv poate telespectatorii cei care au văzut interviu se miră sau ce legătură are una cu alta. Are foarte mult, pentru că școala este și în grija, cel puțin patrimonial, este și în grija administrației locale. O secundă și o să revenim asupra subiectului. Vreau să-mi termin ideea legată de familia profesorului Micu Popescu. Dacă cei doi copii sponsorizează, susțin financiar acest concurs anual, ambii lucrând dincolo de ocean în Statele Unite, există o tradiție în familia profesorului Micu Popescu, tatăl său, Mitu Popescu, și sunt amănunte pe care generele domnului Micu le-a scos la iveală în urmă cu 4 ani. Tatăl profesorului Micu Popescu, așadar Mitu Popescu, născut în Cernădia, județul Gorj, la 17 ani a trecut împreună cu 2 prieteni Hotaru în Austro-Ungaria. Hotaru era prin zona munților, Păpușa, Tărtărău și așa mai departe. A făcut-o în luna decembrie. Poate sunt un pic răutăcios, dar o spun. Iată că atunci, în luna decembrie, putea să treacă peste Carpați. Acum, pe Transalpina, nu mai putem trece, la 100 de ani de când am scăpat de granița cu Ungurii. Nu mai e problemă de administrație locală, e problemă de administrație națională. Da. Deci, în luna decembrie, au trecut prin zăpadă cu măgarul, cu bagaje, Hotaru în Austro-Ungaria, au coborât în mărginimea Sibiului, au vândut ce au avut de vânzare acolo. Într-o săptămână au ajuns pe malurile de est ale Atlanticului, în Franța, au reușit să se îmbarce într-un vapor cu destinația Statele Unite. Mitu Popescu ajunge acolo. Pe vremea aceea, la început de secol 20, americanii, confruntându-se cu un val imens de imigrație din Europa, făceau o selecție, inclusiv una pe linie medicală, și din ce am aflat, procedau ceva de genul următor. Îi coborau din vapor, după un scurt control medical, verificau starea sumară de sănătate și dacă ar fi considerat ceva, însemnau pe spate ca să fie întorși pe vapor. E bine, Mitu Popescu a avut parte de un astfel de semn că ceva nu e în regulă cu starea lui de sănătate, dar era îmbrăcat cu un cojoc făcut din oile de la Novaci, a reușit să întoarcă cu jocul invers și a trecut prin filtrele americanilor fără probleme, rămânând acolo. S-a întors de vreo 2 ori în țară, a stat
cred că până în 1932, nu știu cu exactitate, dar oricum a stat destul de mult în America, așa încât a fost și soldat, veteran ulterior, al armatei americane în primul război mondial. A venit cu armata americană și a luptat în vestul Europei, atât cât au fost implicați americani în primul război mondial, mult mai puțin decât între al doilea. Asta vreau să scot în evidență, că ceea ce bunicul lor a început, copiii familiei Rodica și Micu Popescu au reușit, sunt astăzi cu propriile lor familii dincolo de ocean și n-au uitat despre Novaci, despre tatăl lor, despre școala unde au predat părinților, unde au învățat și ei, organizând și sponsorizând anual această competiție. Da, așa cum spunea doamna profesor, inclusiv regretatul Dumitru Micu Popescu a vizitat Statele Unite atunci, chiar cu câteva luni înainte de moarte, din nefericire, își propuseze să mai ajungă dincolo de Atlantic, nu s-a mai întâmplat pentru că sfârșitul a fost fulgerător. Da, țin minte că eram cu tata în Novaci, l-am întâlnit pe domn profesor, eu terminasem liceul nu de mult timp, dânsul se întorsese din America și avusese loc atentatul din 11 septembrie de la World Trade Center și ne-a povestit că a urcat pe blocul geamăn fără antene. Nu cu mult timp înainte de atentat. Nu mai rețin, dar intervalul de timp foarte scurt, a fost pe acoperișul lui, cred că mi-a și arătat unele fotografii ulterioare atentatului pe care l-am evocat adineauri. Repet, a fost acolo, dar din fericire nu la momentul la care s-a produs catastrofa, ci câteva zile sau săptămâni mai devreme. Ne întoarcem la subiectul, la ordinea zilei, administrația locală, pentru că vorbeam atât de tradiție cât și de perspective. Cartea vorbește despre primarii pe care i-a avut Novaciu și înainte de a intra mai mult în perspectivele pe care le are administrația locală într-o nouă formă, pentru că suntem Uniunea Europeană și trebuie să ne adaptăm Uniunii Europene, ar fi bine să vorbim puțin despre primarii pe care i-a avut Novaciu. I-ați amintit mai devreme în sensul că i-ați abordat în această carte, dar ce ar fi semnificativ din acest punct de vedere? Ce ar fi de reținut pentru telespectatorul care poate nu reușește să se întâlnească cu această carte? Mulți dintre ei au reușit să mențină Novaciul ca localitate și ca structură coordonatoare a administrației din zonă. Novaciul a fost de-a lungul timpului centru de plai, centru de plasă și centru de raion. Azi este singura localitate cu statut urban din partea de nord-est a județului. Acum, știți, când vorbești despre primari, tot timpul părerile sunt împărțite, liez la iveală lucruri bune sau mai puțin bune atâta timp cât sunt bătălii electorale. După ce anii trec, se așterne liniștea și părțile pozitive rămân în memoria oamenilor. Peste 40 de primari am identificat începând cu anul 1866 până în prezent și sunt câteva aspecte, mă rog, frumos de numerat, ca să nu zic altfel. Am avut 4 primari care au purtat numele Comănescu. Nu știu dacă toți au fost sau nu rudă între ei, însă în cei 150 de ani au fost așadar 4 primari care au purtat numele Comănescu, 3 primari care au purtat numele Paraschivescu. În continuare pot să spun că am identificat la administrația Novacilor inclusiv câteva femei ce au condus localitatea. O doamnă la jumătatea secolului trecut, un pic mai clară perioada la dânsa, în jurul anului 1950, apoi înainte de Revoluție am avut 2 luni la Novaci o femeie în funcția de primar, sub 35 de ani, și încă o femeie care a condus localitatea între 1956-1959, practic perioada cea mai lungă când administrația a aparținut unei doamne. Și vreau să mai adaug un detaliu, nu vreau să uit acest lucru, am reușit să facem acest studiu împreună cu soția, folosindu-ne foarte mult, altfel nici n-ar fi fost posibil, de datele și fotografiile pe care ne le-a furnizat inginerul Gheorghe Cuțuliga, Pridică Cuțuliga, cum îl știu localnicii, vecinii, cel care mai avea să ne spună multe, nu doar nouă, ci tuturor novăcenilor și cei care vizitau Novaciul, dar care anul trecut, pe 11 aprilie,
a plecat dintre noi nu cu mult înainte de a împlini 90 de ani. Trebuie spus, apropo de primarii, dacă ați evocat și pe cei dinainte de 1989, chiar partea feminină care, iată, regimul comunist a promovat partea feminină la conducere, da, pentru că sunt între 50 și 89, însă câteva din personalitățile de după 1989 care au condus Novaciu sunt extrem de cunoscute telespectatorilor. Ar fi bine să-i și numiți după 90 care au fost primari. Unii dintre ei au ajuns chiar în acest studio de televiziune. Da, acum să fiu sincer, nu am vrut să insist foarte mult pe primarii post-decembriști, primarii de după 1990, pentru că ideea a fost și a fost plecată de la domnul Cuțuliga ca lumea, ca oamenii să nu-i uite sau măcar să le știe numele celor care au condus Novaciu de-a lungul timpului. Iată, tatăl lui Dumitru Brezulescu a fost primar. Puțină lume mai știa acest lucru. Am avut un primar care a stat aproape 20 de ani și a mutat primăria dintr-un sat într-altul. Asupra lor mai putem reveni. În privința celor de după Revoluție, patru primari la Novaci: Gheorghe Porumbel, directorul actual de la ansamblul Doina Gorjului, primul primar de după Revoluție, 1990-2000, apoi profesorul universitar Ion Chiriac, primar între 2000 și 2008, actualmente domnul profesor s-a pensionat, Pantelimon Todea între 2008 și 2012, și actualul primar al Novaciului, Dumitru Leuștean, sau Dorel Leuștean, așa cum îi spune lumea, fiind la jumătatea mandatului. Înaintea dânșilor, așa cum am zis, peste 40 la număr, cu perioade mai lungi sau mai scurte, toți au avut contribuția lor, mai mare și mai mică, în funcție și de contextul local sau național, au avut o contribuție la menținerea sau la dezvoltarea localității, atât cât au putut, oricât s-a putut. De altfel, acesta a și fost scopul, adaug ideea, de a -i evidenția, pentru ca lumea să nu-i uite. Și odată cu ei, v-am spus, am scos în evidență și pe cei care au fost în preajmă vechii ajutori de primari. Da, apropo de ajutori sau de viceprimari care acum provin din rândul consilierilor locali, n-am văzut, mărturisesc, în Gorj s-au mai scris câte ceva despre primarii din unele localități, măcar mici studii sau amintiți. N-am prea văzut despre consilierii locali o lucrare, deci nici la nivel de județ, nici la nivel de țară. Poate ar fi interesant acest lucru, mai ales că cred că sunteți la al treilea mandat de consilier local la Novaci. Acum, în privința, aveți dumneavoastră, în privința funcțiilor, primarul reprezintă o autoritate și un nume care se imprimă în timp. La fel ca și la nivel național, președinții și primii miniștri îi știe toată lumea după un număr de ani în urmă. E, dacă stăm de vorbă despre parlamentari, nici pe actualii 500 nu poate să enumere nimeni fără a se folosi de actualii gorjeni, parlamentari ai Gorjului, nu știe toată lumea pe toți sau de pe unde, pe ce colegiu sunt. Însă vorbeam de tradiții și cei care vor să citească mai mult pot să meargă spre această carte care se găsește deja în bibliotecile județean, arhive, muzeu și alte... În biblioteca județeană încă nu se găsește, o să duc în biblioteca orașului Novaci, se găsește, la școlile din localitate, la Târgu Jiu, la arhive și... Oricine dorește, putem găsi și într-o librărie, să nu înțeleg? Nu a fost destinată comercializării, a fost hotărârea noastră să o facem ca oamenii să se bucure despre asta. Am înțeles, nu, ce vreau să zic, că despre tradițiile din zona Novaciului, din zona de nord, se găsesc foarte multe lucruri privind administrația în această carte. Însă, pentru ultimii minute ale emisiunii, mi-am propus să vorbim și despre prezent și viitor în administrația locală, să nu uităm că vorbim, cum spun, cu un specialist în drept, și aș putea spune asta și din perspectiva integrării Uniunii Europeană, pentru că ce e la noi nu prea seamănă cu ce e în momentul când treci în Ungaria, ca să nu mai vorbesc de țările din Europa de vest. În privința administrației publice,
cu seamă cea locală, statele Uniunii Europene au particularități. De aceea, unul din standardele unionale este acesta cu diversitatea în unitate, pentru că, vedeți, ne place să vedem Uniunea Europeană asemenea Statelor Unite ale Americii. Nu este posibil și părea că nici nu va fi posibil vreodată. Aici avem 28 de state, acum după ce a intrat și Croația, cu limbi materne, cu tradiții proprii, cu culturi diferite, cu animozități de-a lungul timpului. Nu e cazul să dăm exemplu, dar putem folosi și exemplul țării noastre, însă nu este singur. Râd că mi-amintesc de un banc apărut după meciul de aseară cu Brazilia și Germania. Ne-l și spuneți, dacă tot... Dacă ce origine vor avea oare brazilienii? Răspunsul altuia, probabil că au o origine franțuzească, fiindcă au luat de multe ori bătaie de la nemții. Da, este și asta o idee. Dar nu tot timpul nemții au bătut pe francezi, s-a mai întors roata de-a lungul istoriei. Revenind la problema administrației, vedeți dumneavoastră, și poziția statelor față de politica Uniunii diferă. Iată, Marea Britanie mai mereu se opune unor inițiative, își păstrează moneda proprie, părerea mea că fac foarte bine. A fost acel proiect de Constituție Europeană, Constituție Unică la nivelul statelor europene. E bine, s-a încercat printre primele state unde a se organizat referendum în Olanda. Olandezii, renumiți pentru drepturile și libertățile individuale, au respins-o fără drept de apel. Ceva similar a fost și în Franța. Aici este greu și această Uniune Europeană, din care facem parte, părerea mea că secretul de a dăinui în timp este să păstreze o distanță sau, mă rog, să nu se amestece în politicile interne ale statelor, ci să aibă în vedere doar politicile mari ale Uniunii în relația cu alte state și cu alte organizații internaționale. Altfel, cred că se va ajunge într-un punct greu de trecut. Sunt 28 de state, aproape tot atâtea limbi, culturii, cum v-am zis, diferite și păreri diferite. O să vă citesc câteva din SMS-uri. Unul dintre ele, deja îl știți că vi l-am spus mai devreme, vă întreabă, cred că e peiorativă, chestia Novaciu este oraș? Da, o să răspund și acestuia. Scurt, acestui mesaj, înțeleg și spiritul în care este scris. Prin legea 2 din 1968, Novaciul este declarat oraș. Statutul este păstrat până astăzi. Sigur că sunt anumite condiții mai greu de îndeplinit, sunt 6.000 de locuitori, nici atâta. Orașele declarate astăzi au un număr mai mare de locuitori și alte aspecte, însă situația urbanistică este cea invocată și stabilită de către forul legislativ al țării, ci nu de autoritățile locale. Un alt mesaj vă spune așa, orice primar din România de astăzi poate fi arestat. Cum comentați? Orice om poate fi arestat atunci când fie este condamnat, fie este supus arestului preventiv pe una dintre cele patru condiții în care o persoană poate fi reținută și arestată preventiv pentru cele 30 de zile. Evident că și primarul, și parlamentarul, și ministru, după anumite proceduri, pot fi arestați. Procedura diferă de la o persoană care are o demnitate locală sau o funcție publică față de cea unui ministru sau parlamentar, unde se cere pentru arestul preventiv un acord al forului legislativ, iar la președintele țării, după cum știm, nici instituția statului nu pică de acord dacă poate sau nu fi măcar cercetat, așa încât nu poate da nimeni un răspuns clar. Iar de-a lungul timpului, în toată România au fost mulți primari arestați, mulți primari găsiți nevinovați, mulți primari promovați, cred că au mai fost unii și sacrificați în funcție și așa mai departe. Nu, cred că e o teorie care se spune că din cauza legislației care este cum e în România, practic orice primar poate să greșească. Poate la asta s-a referit telespectatorul, mă gândesc. Într-o emisiune din săptămâna trecută, un domn sindicalist, nu-i rețin numele, oricum era o emisiune pe un post național, spunea că se bucură că nu este patron, pentru că la câte legi sunt în organizarea activității comerciale în România,
un patron, dacă are firma pusă pe roate și obține profit, n-are cum să nu încalce vreuna dintre reglementările existente. Suntem în România sau trăim în România și asta ne ocupă tot timpul. Încă un mesaj și nu este semnat, dar cineva vă felicită pentru carte și așteaptă să-i o dați, nu spune cine. Cu multă plăcere. Deci oricând, probabil o să vă contacteze. Oricând nu se pune problema. Cu siguranță ar mai fi fost și alte lucruri de discutat și despre această carte care se constituie într-un eveniment editorial cu siguranță și despre administrația locală care, iată, se tot încearcă, tot apar noi lege, se tot fac modificări, dar încă e o mare necunoscută sau în orice caz sunt foarte multe lucruri de lămurit în administrația locală. Ce să mai vorbim de cea națională, ce să mai vorbim de cea europeană. Ca și concluzia celor discutate, iată că în 150 de ani, totuși, Novaciu n-a avut decât 40 de primari. O stabilitate destul de mare. Peste 40 de primari. Da, așa este. Am avut primari care au ocupat funcția perioade îndelungate, 4, 8, 10, 15 ani. Au fost și unii pentru câteva luni. Alții care au revenit la primărie, au avut întreruperi. Important este că localitatea a dăinuit, iată, dintr-un sat izolat acolo la gura văii, sub pădurile de fag, atestat documentar la 1502, a reușit să se extindă și să fie, așa cum am zis, centru de raion înainte de plasă și mai înainte de plai, peste toată zona, practic, când vorbim de plaiul Novacilor, peste toată zona de nord a județului Gorj. Este meritul și al celor care l-au condus, dar principalul merit este al locuitorilor, pentru că au reușit să-și mențină tradiția, numele și să ducă mai departe Novaciul nostru, ceea ce sperăm că se va întâmpla și pe viitor. Cu siguranță asupra subiectelor legate de Novaci vom reveni, pentru că am văzut că prind în general. Mulțumim pentru prezența la această emisiune, vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Și eu vă mulțumesc și voi veni cu plăcere ori de câte ori solicitați acest lucru. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Viața Gorjului. Mulțumim pentru atenție, la revedere!